Chiar români, adică original din Victor Riga. Dacă, de exemplu, aici noi vedem pe Stiliana Dan Hartea, care a fost învățătoare în satul Cazul. Când în 1940, după 28 iunie, au venit sovieticii, adică ea nu s-a refugiat în Victor Riga, cum au făcut mulți. Nici nu credea că o să fie represată, dar a fost acuzată că, în primul rând, atunci când erau români, era membra partidului Frontului Renașterii Naționale. Noi nu știm soarta ei, adică bănuim că adică să strâns acolo din ea. Și apă, ne-a spus să luăm în castrul. La ceilalți a fost aici și aici și vedeam dacă le-a scos castrofii și le țineam așa pe un sac și le legeam de casa aia natale, că-i semnul natale. Așa pentru noi era tare trist și zici că nu vreau. A livat acolo la stafă, la tot caii într-o tehnică. Și zici un cuvânt că nu vreau. Cea mai tristă pentru toată Moldova, pentru toți moldoveni. Și nu trebuie de uitat, cum nu uităm pe cei decedați și înducem la momente lor. Pentru că multă lume nu cunoaște, n-avea cine scrie pe timpul de ce am sat în noi roșii. Dar a rămas așa, n-am citit nici ce a scris domnul Sicu, dar lucrurile trebuie și eu. A scris aici, poate cineva să ai. Care așa din auzite, tangențial, cunosc lucrurile acestea. Dar ca să-și imagineze, să-și închipui ce înseamnă asta, iată numai ar fi într-așa condiție să vină și să vadă filmele, să vadă ce-i povestesc oamenii și așa mai departe. Dar pentru cei care doresc să știe, da? Dar ca să nu fie frânturi de acolo, de acolo, de acolo, dar e bine deja de băncile școlii să fie introdus în istorie. Dar cunosc din străbuni că au fost duși în concentrare. Bunelul meu a fost în armata română, străbunelul meu. Părerea niciodată n-a fost în față de ruși. Niciodată. Pentru mine au fost trădători și străbuni. Pentru că bunelul are frați muriți în așa vreo ani care nu s-au mai întors. Mă ajută mai bine să-mi imaginez condițiile groaznice în care au fost deportați oameni și au fost diferiți oameni, diferite etnii, și moldoveni, și găgăuți, și evrei, în condiții... Deportarea e una, dar însă și faptul că trăiești viața întreagă într-un pământ pustiu undeva. Ce trist pentru țara noastră. Impresia e plăcut doar prin aceea că noi asumăm în minte de ceea ce a fost, ar putea să nu se mai întâmple în viitor. Și am venit aici să arăt la copiii mei câte lucruri groaznice poate să aducă războiul și dictatura. Da, dacă aveți un mesaj pentru cei care nu prea cred sau nu prea știu sau nu vor să știe ceea ce s-a întâmplat. Care nu cred și nu știu, nu am mesaj pentru ei. Mamii care nu vreau să cunosc trecutul, n-au ce căuta anii. Поставить эту выставку, это хорошо, что сделали, может быть, выставку. А вы знаете, что это нехорошо сделали. С тем, чтобы настроить на русских. Нас, молдаван на русский. Как должен украинец говорить в Молдове? Как должен русский говорить? Я не трогаю Россию.
Я не трогаю Россию, я трогаю только нашу Молдову. Юрма Саспуниц, можно, чтобы она не перебивала? Украина, Украина чьи фанты? Слушай, астыс. Америка фашист, фашист. Шуспуник, ной фашист, ной фашист. Русь его атакат Украина. Америка, ну, Америка. Ударила Америка. Ну, Америка, драга. Ну, документал? Ну. Русь, женщина, я сейчас попросила женщину, не вмешивайтесь. Украина. Доамне, ну плека один ной. Din credința milenară. Du-ne, Doamne, înapoi Basarabia în țară. Iartă-ne jefuitorii, de păcate ne dezleagă și om fiar la trupul țării Basarabia întreagă. Am dus la drumul la ușă și-a intrat...